Podurile din capitală se află într-o stare deplorabilă. Pe construcțiile din beton au apărut mai multe fisuri mari în urma echipamentelor tehnice de greutate. Nu este vorba de acțiuni ale vandalilor, ci despre organizații specializate în verificarea stării podurilor. Verificarea tehnică se cerea de mai mult timp. Potrivit inginerilor, starea podurilor este una precară, acestea nefiind întreținute corespunzător de zeci de ani. Podul de peste râul Bâc persistă de mult timp. Betonul din diferite părți ale construcției este investigat de un laborator specializat. Necesitatea unei analize a calității este indispensabilă. Conform standardelor, în urma unei exploatări calitative, longevitatea acestui pod este de la 30 până la 50 de ani. Podul în cauză are mai mult de jumătate de veac. O altă problemă majoră este întreținerea podului, care nu a fost vizibilă pe parcursul anilor, ceea ce a și cauzat aceste avarieri. Acest suport este avariat de mult timp. Toată apa care curge din partea circului nimerește în structurile de susținere deteriorate ale construcției. În timpul iernii se formează un ciclu de înghețare și dezghețare. Se întâmplă o primă distrugere superficială a betonului, apoi una mai profundă, cu distrugerea armaturii. Cercetarea stării podurilor din capitală a fost discutată și la primăria municipiului Chișinău. Astfel, pentru reparația podului de peste râul Bâc, ar fi necesare câteva milioane de lei. Mult mai mulți bani sunt necesari însă pentru reabilitarea podului de pe strada Mihai Viteazu. Este vorba de 5-10 milioane. Scol betona. Betonul este cioplit, sunt vizibile pete maro. Impermeabilitatea este defectă, iar armarea a început să se ruineze. Dacă analizăm defectele podului de pe strada Ismail, observăm că sunt distruse structurile de span în zona cusăturilor deformate. Podul se află într-o stare deplorabilă și necesită restaurare urgentă. Câți ani are acest pod? Trebuie efectuate unele calcule, este foarte deteriorat, cel mai probabil este periculos. Trebuie de reparat. Este imposibilă trecerea pentru pietoni. Este totul deteriorat. Sunt numai găuri. Considerați că este un pod normal? Să dea Domnul să mai țină câteva ierni. La sfârșitul lunii martie vom emite o concluzie completă despre starea podului, dar vreau să vă asigur că nu există nicio amenințare pentru trafic. Pentru pietoni însă este nevoie de reparație urgent, fără a aștepta dezvoltarea proiectului, să se repare balustradele, scările, blocurile de garduri, astfel încât să traverseze podul fără frică. În primăvară se planifică verificarea stării viaductului Chișinău, dar și a podului din raionul Telecentru, starea căruia ar fi satisfăcătoare. În capitală sunt peste 20 de poduri. Experții susțin că este mai ieftin să investești anual sume mici în reabilitarea podurilor decât în reparația totală a unui singur pod. Autoritățile au ales varianta mai costisitoare.